Este un privilegiu să vă spun un bun venit la ediția din această săptămână a emisiunii Întreabă Cuvântul. Ne bucurăm să fim împreună cu pastorii Valentin Dăneață și Otinel Iancu. Bine ați venit! V-aș ruga să ne conduceți în rugăciune la începutul studiului. Părintele nostru, care locuiește în înălțimile cerului și după promisiunile tale ești prezent cu noi prin Duhul Tău cel Sfânt, în locul acesta, prin meritele Domnului Iisus Hristos, venim înaintea feței tale să-ți mulțumim de privilegiu pe care îl avem, să te avem ca Tată, Dumnezeu și Mântuitor al nostru. Părinte, împreună cu frățietatea noastră și cu orice suflet care și-a pus în gând și pe inimă să studieze cuvântul Tău, venim cu toții înaintea Ta să ne plecăm în umilință, să-ți cerem iertare și să-ți implorăm prezența și îndrumarea Ta în tot ceea ce se face în locul acesta. Folosim ocazia aceasta să ne aducem aminte de toți copiii Tăi pe fața Pământului, toți care au nevoie de Tine și să Te implorăm să nu-i lași și să le răspunzi după nevoile lor. În același timp, Te rugăm să învățăm lucrurile care avem de învățat și în curând să fim cu Tine acolo unde Tu ne-ai promis. Prin Domnul Iisus Hristos îți mulțumim. Amen. Amin. Pentru început, v-aș ruga să oferiți perspectiva dumneavoastră asupra titlului studiului. Există o mică diferență între traducerea din limba română și originalul din limba engleză. Vă rog. Da, am observat lucrul acesta când am studiat. În limba română se spune Iisus ne deschide calea prin perdea din înăuntru, pe când în engleză spune că Iisus ne deschide calea prin perdea, fără să spună care perdea. S-ar putea să zică cineva, păi nu e mare diferență, este pentru că la templu, așa cum lecțiunea menționează aici, avem de-a face cu trei perdele. Și este foarte important pentru că noi, ca adventiști de ziua șaptea, înțelegem într-un anume fel serviciile de la sanctuar, diferit de mulți din frățietatea noastră de la alte confesiuni. Și ca urmare, este important să vedem despre ce se referă când spune perdeaua. Mulțumesc. Și dacă spune perdeaua, atunci să vedem care. Dinăuntru ai de-a face cu una anume specific. Și e important. Mulțumesc. Eu am observat în titlul din limba engleză Jesus opens the way through. E vorba sau e un fel de hint, un fel de sugestie, precum că Iisus înlătură niște obstacole și face ca drumul dintr-o parte în alta să fie lin, fără nicio problemă. Practic, e pregătește intrarea. Și se rămâne la ideea de intrare. Nu spune cât de înăuntru și nici unde. Și pregătește intrarea. Corect. Și nici, mi se pare, nici nu se menționează cuvântul perdea. Deci același lucru ce este sugerat de traducerea King James în momentul în care spune in veil sau în perdea sau în spațiul care este aferent perdelei și lasă lucrurile puțin nu atât de clar definite, tocmai pentru faptul că, așa cum spunea pastorul Otinel, sunt trei perdele. Și intrarea noastră în sanctuar este prin fiecare. De fiecare dată noi intrăm înăuntru. Intri înăuntru curții, intri înăuntru sfintei, intri înăuntru sfintei sfintelor. Întotdeauna este o intrare într-o nouă etapă de cunoaștere. Proces care este surprins de Apostolul Pavel atunci când spune înăuntru, intri în procesul acesta. Și Dumnezeu este simplă. În modelul pe care îl avem, așa cum am cunoaștem cu toții, la proiectul nostru, de avem replica sanctuarului, fără nicio excepție. Fiecare când vine,
și se referă și vorbește sau abordează subiectul Sfintei Sfintelor și perdeaua și spune, când s-a rupt perdeaua, eu acum sunt în cer, acces, sunt cu Hristos în Sfânta Sfintelor, care noi știm că nu este așa. Eu pur și simplu le schimb imediat doar prin atâta spun, zic, nu aia însemnează. Zic, ești acolo? Nu. Zic, pentru felul, cu felul cum înțeleg eu, când s-a rupt perdeaua, simbolismul a încetat, realitatea începe. Că Domnul Iisus nici măcar nu se înălțase când s-a rupt perdeaua. Da, e o chestie interesantă. Mulțumesc. Vom ajunge cu siguranță în toate aceste detalii. Haideți să ne uităm puțin la textul de memorizat, Evrei 9:24. Căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Ce învățătură desprindeți din acest text? Lasă-mă, fratele pastor, să spun învățătură, să atrag atenția la ceva. În original nu apare expresia locaj de închinare. Cuvântul de închinare nu apare. Este înlocuit de Cornilescu, ca să spună lucrul acesta în original, spune că el nu a intrat în, în engleză spune holy places sau the holies, în sfintele. Lucrurile sfinte. Locurile sfinte. Sfinte. Da, locuri sfinte. Și, încă o dată, când spui, că pe urmă spune imediat, a intrat chiar în cer, a intrat chiar în cer. Locurile sfinte se referă că a intrat în sfânta, în sanctuar, în locurile sfinte, în cer sau că a intrat în cer. Și, și acum, bineînțeles, acolo ai și sanctuarul, ai toate. Nu știu. Probabil că ceea ce vrea să spună Otinel este faptul că aici textul se referă la sanctuarul ceresc, ca și corp ce conține prezența lui Dumnezeu în Sfânta și în Sfânta Sfintelor. Nu se face o delimitare foarte clară unde a intrat Domnul Iisus Hristos și se spune a intrat în Hagia, în locurile sfinte, a intrat acolo unde era Sfințenia lui Dumnezeu, unde era Șechina lui Dumnezeu, a intrat acolo în sanctuarul ceresc. Când vorbim despre sanctuarul ceresc, este bine să avem în minte, să avem în minte că Domnul Iisus Hristos a intrat nu în curte, ci în cadrul clădirii, în sanctuarul din ceruri. Acum, aș vrea de asemenea să aduc în atenția noastră că textul de memorizat este formulat în funcție de expresiile pe care Apostolul Pavel le folosește în capitolul 8. În capitolul 8, cu versetul 5, spune că pe pământ se face o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești. Cu alte cuvinte, este tipologia lucrurilor cerești. Această expresie, chipul și umbra, din 8:5, se regăsește în textul de memorizat în 9:24 și așa le identifică Apostolul Pavel și îl spune, căci Hristos n-a intrat într-un loc sfânt, loc sfânt, care era doar un simbol. Cum era sanctuarul de pe pământ, care era doar un simbol. Cel a intrat în lucrurile reale, în realitățile cerești, pentru că sanctuarul ceresc reprezintă realitatea, iar sanctuarul pământesc reprezintă umbra, chipul sau simbolul. Și asta ne spune el. N-a intrat în ceva care este doar un simbol, ci a intrat în lucrurile reale, în lucrurile în care El s-a întâlnit cu Tatăl și face slujbă pentru noi acolo înaintea tronului lui Dumnezeu.
Acolo, partea aceea a doua, ceea ce spune, ca să întâlnim ce spune fratele pastor, că spune ca să fățești, nu, după chipul adevăratului locaș de închinare, de fapt, spune după chipul lucrurilor adevărate. Uh-huh. Aia este traducerea, de fapt, a cuvântului. Nici nu apare locaș de închinare, din nou, lucruri adevărate. Ok. Rămânem la verset, pentru că m-ar interesa câteva întrebări acum, pe mine, la care am vrea să ne uităm. După ce am stabilit unde a intrat, că a intrat în cer, spune că a intrat pentru noi ca să pregătească un loc. Dacă întreb pe cineva, ce înseamnă să pregătească un loc? A zis, mă duc să vă pregătesc un loc, da? Să nu vi se întristeze inima, căci eu mă duc să vă pregătesc un loc. De ce? Ce înseamnă să ne pregătească? Și de ce de 2000 de ani tot pregătește? Poate pasă. Cred că Ioan capitolul 14, la care faceți referire, poate să fie atașat cu ceea ce se întâmplă aici, poate să fie și puțin diferit. Mm-hmm. În ambele situații, cred că lărgește puțin cadrul. Dacă aș vrea să răspund la întrebarea pe care ați pus-o, și anume, ce face Domnul Iisus Hristos ca slujbă de atunci până acum? Textul spune că a intrat în ceruri pentru noi. El spune, deci Domnul Iisus Hristos este acolo nu pentru Dumnezeu, ci pentru noi. Când spune pentru noi, înseamnă că El prezintă cazul și problematica noastră la nivel de cer. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos ne reprezintă problemele noastre în fața întregului cer și în fața Tatălui. Când eu mă rog, Domnul Iisus Hristos se face ecoul nevoilor mele în fața Tatălui. El este reprezentantul meu. Rugăciunile, nevoile poporului său de pe întreg pământ sunt reprezentate la nivelul respectiv. Ca să răspund mai departe, profeția din Daniel, capitolul 8, prezintă faptul că lucrarea Domnului Iisus Hristos este o lucrare în etape, în două etape. Și vorbește acolo despre faptul că la sfârșitul celor 2300 de seri și dimineți, sanctuarul sau lucrurile sfinte sau lucrurile adevărate din cer trebuie să fie curățite și ele. Și avem de-a face cu curățirea sanctuarului ceresc de acolo. Curățire care o face tot Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, îl găsesc pe Domnul Iisus Hristos mijlocind și curățind sanctuarul ceresc. Frate, poate că vreau să mai adaug ceva. Spuneați dumneavoastră mai devreme în comorbirea cu mine că de când era tatăl dumneavoastră tânăr, era o discuție aceasta despre Marele Preot. A intrat în Sfânt, a intrat în Sfânta Sfintelor și cuvântul mare preot te aruncă puțin într-o parte, pentru că, în general, ideea de mare preot avea de-a face cu ziua de ispășire, Yom Kippur. Dar, cum vorbeam, marele preot nu, asta nu era toată slujba lui. El lucra și în timpul anului. Nu numai atât, sigur că da, el face parte din cetele preoțești și vine și lui rândul să lucreze împreună cu cele 12, cu 24 de cete preoțești. El are lucrarea sa specială în ziua de Yom Kippur, dar în timpul anului, el este împreună cu ceilalți preoți în slujba de la sanctuar. Și nu mai mi-aduc aminte unde a găsit, vă spus, că spune mare preot în locul respectiv, dar nu mi-aduc aminte unde, nu l-am mai găsit. Încerc să caut eu. Nu că nu știm unde, ne pierdem, nu o să puteți, că apare în multe locuri unde apare mare preot, dar mare preot se referă la mare preot, în sensul high priest, dar în versetul respectiv noi avem un preot mare, nu că e marele preot, avem un preot mare, cum să zice, grozav. Okay. Care deplinește toate nevoile. Este adevărat lucrul acesta. Cu toate astea, Domnul Iisus Hristos este reprezentat 100% de marele preot. Categoric. Deci avem de-a face cu această idee. Da, problematica la care făceați referire dumneavoastră este legată de faptul că atunci când se citește Cartea către Evrei, spre exemplu, capitolul 6 cu versetul 19,
Se spune așa că Domnul Iisus Hristos... Ce verset a spus? 19. 6 cu 19? 6, 19 și așa. 20. Spune, nădejdea noastră pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care intră dincolo de perdeaua din lăuntru, unde Domnul Iisus Hristos a intrat pentru noi ca înainte mergător. Și există persoane care citesc textul acesta și după aceea celelalte texte, ca și cum Domnul Iisus Hristos, la înălțarea sa de pe pământ, așa, în ziua cincizecimii, ar fi intrat direct în Sfânta Sfintelor. Nu în Sfânta, ci în Sfânta Sfintelor. Și începând lucrarea sa în Sfânta Sfintelor până în ziua de astăzi, atunci această situație ne aruncă puțin în aer în legătură cu profeția, sau nu puțin, ne aruncă în aer în legătură cu profeția din Daniel 8 cu 14, care vorbește despre curățirea sanctuarului. Dacă Domnul Iisus Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor, este ca și cum curățirea sanctuarului a început de atunci, așa, de la înălțarea sa. Și atunci intrăm într-o problemă legată de structura sanctuarului și de lucrarea de mare preot și de preot a Domnului Iisus Hristos. Mă iertați pentru întrerupere, aș vrea să clarificăm ceva care poate nu e la cunoștința tuturor ascultătorilor. Spuneați că dacă Iisus a intrat în Sfânta Sfintelor, asta automat înseamnă lucrarea de curățire. Vă rog să explicați de ce. Da, este ca și cum ar fi sărit peste încăperea din Sfânta. A intrat direct în Sfânta Sfintelor. Marele preot intra în Sfânta Sfintelor o dată pe an, la sfârșitul anului, în ziua de Yom Kippur, când Marele preot intra în lucrarea de judecată și curățea sanctuarul. Bun. Având în vedere perspectiva aceasta, repet, intrarea Domnului Iisus Hristos direct în Sfânta Sfintelor este ca și cum ar fi sărit peste lucrarea din timpul anului a preotului. Și ar fi intrat direct doar în lucrarea de la sfârșitul anului, din ziua de Yom Kippur. Iar lucrarea ce de fapt presupune cea mai lungă durată, lucrarea de cea mai lungă durată, timp de un an de zile a preotului care se făcea în Sfânta, este neglijată și sărim peste ea. Lucrul ăsta nu corespunde deloc cu practica. Pentru că lucrarea în sanctuar începe în Sfânta, corespunde cu ideea de mijlocire. După ce se face mijlocire un an de zile în Sfânta, apoi se finalizează cu o lucrare instantanee de o zi pentru curățirea sanctuarului și cu asta lucrarea se termină. Sanctuarul își încheie lucrarea lui. Deci dacă ar fi să facem corespondența dintre evenimente și locuri, da, avem de-a face cu jertfa lui Hristos, da, în curte. Corect. Apoi urmează lucrarea de 359 de zile din, da, timpul anului, corect, în Sfânta, da, și apoi urmează lucrarea de o singură zi în Sfânta Sfintelor cu ocazia zilei de Yom Kippur. Și să nu uităm de faptul că în momentul în care Domnul Iisus Hristos se urcă la ceruri, atunci începe lucrarea în sanctuar. Atunci se inaugurează sanctuar. Atunci se începe lucrarea în sanctuar. Cu alte cuvinte, nu se poate ca Domnul Iisus Hristos să-și fi făcut lucrarea în Sfânta cândva înainte. Pentru că textul din Evrei spune foarte limpede că nimeni nu intră în sanctuar fără sânge. De asemenea, asta presupune că nu a existat nicio lucrare în cadrul sanctuarului înainte de cruce. Pentru că Domnul Iisus Hristos a făcut rost, în ghilimele, de sânge la cruce. Cu sângele respectiv, el intră în sanctuar și își începe lucrarea sa în sanctuarul ceresc. Ceea ce înseamnă că își începe lucrarea sa cu prima etapă, și anume cu Sfânta sau în Sfânta. Pentru cei ce cunosc și pentru cei ce nu cunosc, crucea este simbolizată de
altarul arderilor de tot, care are loc în curte. Tabernacului, da. Înălțarea presupune plecarea Domnului Iisus Hristos din curte și intrarea în clădirea propriu-zisă a sanctuarului ceresc. Și de aici încolo, Domnul Iisus Hristos inaugurează sanctuarul și își începe lucrarea sa în sfânta. Timp de, ai zis bine, 359 de zile, pentru că nu are 360 în perioada cea mai lungă de lucrare, pentru că în final să se ajungă la ultima zi, Yom Kippur, în care Marele Preot intră și face singur lucrarea în Sfânta Sfintelor. Și lucrarea aceasta din Sfânta Sfintelor, de judecată și de ispășire, se face pentru întregul sanctuar și acum întreaga lucrare din sanctuar se încheie. Se încheie cu Yom Kippur. Se încheie cu lucrarea de judecată, se încheie cu lucrarea de curățire a sanctuarului. Deci, mă iertați, dar vreau să o clarific. Deci, în contextul celor spuse, titlul studiului, Iisus a deschis calea, cumva a deschis calea în întregime. E vorba de cruce sau altar, Sfânta Sfintelor. E vorba de întregul proces. Iisus pregătește calea pentru ca întregul proces de răscumpărare, de curățare să aibă loc. Aici avem în versetul care de la unde pornim cu discuția de la 6, Evrei 6 cu 19, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului. Așa se zice Cornilescu. Așa zice Cornilescu. În realitate nu zice că pătrunde dincolo de perdea. Atât. Dincolo de perdea. De aceea ceea ce spune fratele pastor, care se referă, n-avea cum să treacă de la cruce în Sfânta Sfintelor. Atunci toată lucrarea de 300 și nu știu câți ani, zile de pe an care se făcea în Sfânta Sfintelor, dispare. Corect. Așa este. Dar observați încă o dată. Acest lucru ne aruncă. Acum, Biblia românească, aș vrea să spun un lucru. Traducerea românească este o traducere foarte bună. Da. În general. Avem câteva probleme în Cartea Evreilor datorită faptului că această înțelegere a sanctuarului nu este specifică preotului Cornilescu. Preotul Cornilescu înțelege sanctuarul după modelul Bisericii Ortodoxe, după arhitectura Bisericii Ortodoxe. Ori, așa zisa perdea sau catapeteazma, termen care apare aici în capitolul 6 cu 19, catapeteazma nu este afară la intrare. Catapeteazma se găsește în fața, sau da, dincolo de altar și este înăuntru. Și din cauza asta, preotul Cornilescu, având în vedere această imagine, spune că e perdeaua din lăuntru, pentru că așa se întâmplă în cadrul arhitecturii bisericii răsăritene. Da? Da. Și aici el face această aplicație. În realitate, pentru un evreu, pentru un iudeu, lucrurile nu stau chiar așa. Era o perdea la intrare, așa cum am spus, la intrarea în Sfânta, și a doua perdea la intrarea în Sfânta Sfintelor. Și aici când spune dincolo de catapeteazmă, nu se face o diferență și nu se spune catapeteazma din lăuntru, ci se spune dincolo de catapeteazmă. Și interesant, săptămâna aceasta am avut un tânăr de 24 de ani din Iordania, un musulman, și au fost vreo 3 ore de discuție și la un moment dat îmi pune întrebarea, zice, atunci care e diferența între mine și tine? Zic, între mine și tine nu e nicio diferență, zic, între păcători, zic, dar e diferența între Dumnezeu pe care îl prezinți tu și Dumnezeu pe care îl prezint eu. Și îi spuneam, numai să te gândești, pentru că Dumnezeu nu se schimbă și are un plan. Sanctuarul, problema aceasta a planului de mântuire, a sanctuarului, lipsește cu desăvârșire din Islam. Nu există de sanctuar așa ceva. Cum, din nefericire, a fost eliminată și din doctrina creștinătății în general. Da, avem un mare preot, numai că, dar ca să înțeleagă etapele una după alta într-o manieră logică, nu există. Nu există. Și este important să, ca omul să înțeleagă lucrul acesta, pentru că acolo se desfășoară tot ceea ce
depinde de mântuirea noastră. De fapt, dacă știm cu ceva despre Dumnezeu, dacă omul poate să pătrundă la tronul lui Dumnezeu, este numai datorită acestei doctrine. Dacă nu știu, adică numai prin Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos, doctrinei sanctuarului, prin Iisus Hristos. Sigur că da, sigur că da. Adică sanctuarul îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă la textul de memorizat, care este și partea de duminică, și anume, Domnul Iisus Hristos a intrat să facă o slujbă înaintea lui Dumnezeu, adică înaintea Tatălui. Și iată-l pe Domnul Iisus Hristos în sanctuar, care se duce cu cazul nostru, cu problemele noastre și cu nevoile noastre și pășește înaintea Tatălui. Cu ele pentru a le prezenta. De ce? Vreau să știu și eu de ce. Ca și când felul de exprimare al nostru în momentul acesta ar arăta că Dumnezeu, Tatăl, Fiul este acolo pentru noi și Tatăl este pentru ce? Când Biblia spune că însuși Tatăl ne iubește. Atunci aș conclude că, de fapt, ce slujbă face Domnul Iisus Hristos, care este unicată datorită sacrificiului său, este ceea ce împlinește, completează sau duce la bun sfârșit lucrarea Tatălui pentru noi. Întrebarea ta e foarte bună. Sfânta Scriptură în Isaia spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și îl împiedică să ne asculte. Deci până când și strigătul nostru de ajutor nu ajunge înaintea lui Dumnezeu datorită păcatelor pe care le-am ridicat. Cu alte cuvinte, noi suntem aici, iar Tatăl este aici. Da? Pentru ce stă Tatăl aici? Tatăl este ca reprezentant al împărăției sale. Împărăția cerurilor. Domnul Iisus Hristos vorbește despre treaba asta și spune împărăția cerurilor a venit. Care împărăție? A Tatălui. Împărăția Tatălui pe care Tatăl o reprezintă. Și eu ce fac aici? Eu sunt dincolo. La mine nu ajunge împărăția Tatălui. Și atunci ce e de făcut? Domnul Iisus Hristos a trecut dincolo la mine, s-a întâlnit cu mine, a murit pentru mine, mă cunoaște pe mine, a luat chipul meu și m-a trecut în partea asta. Și dintr-o dată nu mai sunt despărțit de Tatăl, ci sunt înaintea Tatălui prin Iisus Hristos. Eu stau aici în lumea mea, trăiesc aici în împărăția Harului, cu gândul că Domnul Iisus Hristos mă reprezintă în cer înaintea lui Dumnezeu. Așa spune versetul 24 din capitolul 9, spune că El a intrat în adevăratul locaș de închinare, în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Deci Domnul Iisus Hristos este pentru noi înaintea Tatălui, de asta El e acolo. Și atunci se întâlnesc într-adevăr în Dumnezeu, se întâlnește Universul și Împărăția lui Dumnezeu împreună cu ființa umană care a fost expulzată din Împărăția lui Dumnezeu. Și astfel, în Iisus Hristos ne întoarcem acasă, înaintea Tatălui. Întrucât și în Vechiul Testament aveam acest lucru, diferența noului legământ este că de acum ceea ce se învăța, ceea ce se aștepta să se întâmple, acum, prin intrarea Domnului Iisus Hristos în ceruri, realitatea nu mai este simbolic și poate că dacă Domnul Iisus Hristos venea și cădea, se termina cu tot probabil. Pe când faptul că era biruit, urca pe cruce și acum în cer, intrarea noastră este asigurată în cer. Da. Mulțumesc. Nu uitam aici rolul lui Hristos de mediator. Și cred că discutam într-unul din studiile precedente despre faptul că Hristos nu este un reprezentant neutru, un mediator neutru în această interacțiune dintre Dumnezeu și om, ci fiecăruia îl prezintă pe celălalt în lumina cea mai bună posibilă. În fața lui Dumnezeu, Hristos vine și spune: omul acesta este fratele meu. Prin credință îl aduc în fața ta ca să ți-l recomand, să spunem așa. Cuvintele nu sunt precise neapărat. Iar din punct de vedere opus, Iisus îl reprezintă sau ni-l prezintă pe Dumnezeu nouă.
El este Tatăl meu, Tatăl cel bun, ți-l aduc să faceți cunoștință. Deci nu este un mediator imparțial, cum ar fi un mediator în procesele civile în lumea aceasta, ci este un mediator care își pune tot sufletul în acest proces de împăcare și reprezintă în lumina cea mai favorabilă pe fiecare dintre părți. Eu văd un conflict în ce spuneți dumneavoastră. Vă rog. De o parte spuneți că el nu este un mijlocitor, cum ai zis, parțial? Sau neutru. Neutru. Și pe de altă parte, sau, ai spus că nu este neutru sau că este? Că nu este neutru. Că nu este neutru și că ne prezintă... Neutru ar fi poate idealul în lumea aceasta. Te duci la judecător, așa, ai o problemă cu cineva și vrei un judecător neutru, care să nu țină nici cu tine, nici cu mine, ci să interpreteze legea în mod corect. E foarte interesant că Dumnezeu Tatăl nu ne invită la judecată, nu ne invită în sanctuar ca să ne judece. Uh-huh. Din cauza asta, nu avem nevoie de un mijlocitor neutru. Noi avem nevoie de cineva care să ne țină partea. Noi avem nevoie de cineva care să se identifice cu noi. Și ăsta este scopul Domnului Iisus Hristos în momentul în care zice a înaintat înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Martorul care devine avocat. Sigur că da. Asta este situația. Eu deja văd că aici că unul zice una și unul zice altul. Nu, zicem același lucru. Înseamnă că pe undeva ceva... Haideți să lămurim. Pentru mine este... Eu nu pot să zic că... Îl prezint pe fratele pastor Valentin în lumina așa mai... potrivită. Cea mai favorabilă lui Valentin. Îi arăt toate calitățile. Nu există așa ceva. Este el se prezintă pe el ce a făcut. Domnul Iisus Hristos ce a făcut pe Valentin. Asta prezintă în fața, nu mă prezintă pe mine. Se prezintă pe el în locul lui Valentin. Corect. Nu prezintă meritele lui Valentin. Dar Iisus spune... Vin în fața ta, prin meritele mele, prin sângele care l-am vărsat eu și vreau să îți prezint un prieten. Așa, prietenul. Atunci nu mai e lucrurile lui cele mai bune, sau cum zice, îl prezint în lumina mai favorabilă. Nu mai are de-a face cu Valentin și cu mine, are de-a face cu Hristos. Deci, după cum spuneam, limbajul nu este perfect. Dar ceea ce vreau să spun este că atunci când prezinți pe cineva altcuiva, spui, uite, el e prietenul meu, mă cunosc cu el de 25 de ani, am mers la școală cu el, am făcut armata cu el, tratează-l de acum încolo ca și cum l-ai cunoaște și tu de 25 de ani. Să nu uităm că, de fapt, între noi și între Dumnezeu Tatăl e vrăjmășie. Noi nu suntem prietenii lui Dumnezeu prin natura noastră. Noi suntem vrăjmași. Noi suntem vrăjmași prin natura noastră. Și atunci cel ce schimbă total statutul meu înaintea lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos, care preia cauza mea și nu mă mai prezintă ca un vrăjmaș, ci mă prezintă dintr-o dată, spre surpriza mea însumi și chiar a universului întreg, mă prezintă ca prieten, ca frate cu el. Și spune, uite, ăștia sunt frații mei. Este surpriză generală lucrul acesta. Însă Domnul Iisus Hristos face asta și o face datorită faptului că, așa cum spuneam, el este reprezentantul care se identifică cu cauza mea și o schimbă. Și o schimbă. Din vrăjmaș mă prezintă ca prieten. Mulțumesc. Am citit oarecum de curând o interpretare. Mi se pare că doctorul Moscala prezintă cam aceeași idee, spunând nu e vorba că Moscala n-a făcut niciun păcat în viața lui. A făcut lucruri rele, o mulțime de lucruri rele. Dar uite, s-a pocăit, s-a îndreptat spre mine și în mod constant și repetat, vrea să trăiască pentru mine. Din cauza aceasta îl recomand. Nu pentru că n-a făcut niciun păcat, pentru că este curat ca lacrima și a fost dintotdeauna, ci pentru că s-a pocăit și s-a întors spre mine. Și eu am plătit pentru ce făcuse el înainte. Corect.
Ceea ce mi se pare foarte frumos este ceea ce se întâmplă în secțiunea de luni, cel puțin la nivelul explicației studiului. În explicația studiului, eu am învățat un lucru la care nu m-am gândit niciodată până acum și aș vrea să-l pun în fața celor care ne urmăresc. Și anume, studiul spune că la Sinai, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu, a invitat poporul să vină la sine. Și pe mine m-a surprins treaba aceasta. Eu aveam impresia că Dumnezeu a pus acolo un gard, niște însemne, poporul n-avea voie să le depășească și n-avea voie să se apropie de Dumnezeu sub nicio formă. Și aceasta a fost înțelegerea mea pentru multă vreme. În momentul acesta, toată înțelegerea asta mi-a fost provocată de noua perspectivă de aici. Nu. Studiul spune, Tatăl a vrut ca ei să ajungă. Le-a fost frică. A vrut să aibă viziunea aceea a tronului lui Dumnezeu. Ei au fost invitați în viziunea tronului. Asta îmi arată că Tatăl, Dumnezeu, este plin de bucurie, plin de dragoste și doritor să comunice. Realitatea este că, după câte sper că înțelegem corect, cine a fost cel care a dat legea? Tatăl sau Fiul? În Cartea Patriarhii și Profeți spune că pe muntele Sinai Tatăl și Fiul au fost împreună. Tatăl și Fiul au fost împreună. Împreună au fost acolo. Și a mai fost o idee în lecție. Dar pentru noi care ne tot speriem de lege și care tot spunem că legea este, așa, este de folos să înțelegem că acolo pe Sinai a fost Iisus Hristos. Da. Ca să înțelegem că Cel ce a murit pentru mine a fost și la Sinai. Foarte corect. Pentru mine e foarte important lucrul ăsta. Și mai interesant, tot așa în lecțiune am văzut că Moise, Aaron și bătrânii au cinat cu Domnul, în fața Domnului. Nu? De ce vă surprinde? Păi mă surprinde că întotdeauna aveam impresia, până așa, cum a spus fratele pastor, nu mă vezi, îți acopăr ochii, trec în fața ta, să nu mă vezi, să nu știu ce. Dumnezeu a vrut și vrea ca noi să fim în prezența Lui. Ceea ce pune bariera, așa cum spune și lecțiunea, a fost păcatul poporului. Era acolo și ce a făcut? A făcut un vițel. Și acum mai prezintă-te în fața Domnului. Și când Dumnezeu a văzut lucrul acesta, ce a făcut și, mă rog, s-a mâniat, atunci poporul a schimbat acea invitație de a fi în prezența Lui cu frică de el. Și acum vorbește-ne tu, vorbește-ne tu că nu vrem să murim. O să murim. Dați-mi voie să citesc. Cred că e prețios să auzim cum scrie. Zice, prin Moise, deci suntem la pagina 117, secțiunea de luni. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului instrucțiunile necesare să se pregătească să-L întâlnească pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, și-au dat întâlnire. Și acum, puțin mai jos. El dorea ca israeliții să aibă parte de experiența pe care Moise și conducătorii lor au avut-o mai târziu sau o vor avea mai târziu. Când au urcat pe munte și au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Este vorba că l-au văzut pe Dumnezeu și după aceea au trăit totuși în continuare. Dumnezeu ar fi vrut ca poporul să aibă aceeași experiență. Mai târziu, copiii lui Israel și-au dat seama că văzuseră slava lui Dumnezeu și că Dumnezeu le-a vorbit unor oameni și totuși au rămas vii. Foarte dureros. Mai târziu apoi au realizat importanța evenimentului. La vremea respectivă se pare că nici măcar n-au realizat treaba asta. Moise le-a explicat, vă era frică și de asta nu v-ați suit pe munte. Și în continuare, ultima parte, ultima frază la sfârșitul sau în josul paginii, reacția poporului nu a constituit planul lui Dumnezeu pentru ei, ci dimpotrivă, ea a fost urmarea lipsei lor de credință.
Este o temă care apare în mod frecvent în viața poporului Israel, lipsa de credință. În ciuda faptului că fuseseră martori oculari și beneficiari ai minunilor lui Dumnezeu, primul lor impuls este să se îndoiască. Deci Dumnezeu ar fi vrut să vină la el, să stea de vorbă cu el, să aibă aceeași experiență ca a lui Moise. Moise s-a suit, a stat de vorbă cu Dumnezeu 40 de zile, după aceea s-a coborât cu fața strălucind de slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu. Vă dați seama ce ar fi însemnat un popor care să fie avut această experiență cu Dumnezeu. Moise, din cauza că poporului a fost frică, nu s-a suit pe munte. Din cauza asta își pune o perdea pe față. O perdea? Da. O mahramă. Noi zicem mahramă. Dar este tot vorba de o perdea. Și dintr-o dată, cumva, evenimentul ăsta ne introduce în fenomenul perdelei. Ce înseamnă perdeaua? Și studiul ne spune că perdeaua este încercarea lui Dumnezeu de a-i proteja pe ceilalți care nu sunt pregătiți și se sperie de slava lui. Este prototipul mahramei. Yeah. Mahrama e și acolo. Cuvântul este văl în limba engleză și pentru perdea din sanctuar și pentru ceea ce folosește Moise. Mulțumesc. Aici, Fratele Pastor a accentuat aici și știu că îi place ideea aceasta. O să ne spună care este scopul perderei, dar ce este interesant, că nu numai dacă intrai în Sfânta Sfintelor, aveai o problemă. Și în Sfânta, dincolo de prima perdea, de la intrare, dacă nu intrai cum trebuie. Și avem exemplul lui Nadab și Abihu. Ei n-au dus foc străin în Sfânta Sfintelor. Ei l-au dus în Sfânta. Păi da, în Sfânta Sfintelor nu ardea niciun altar. Așa. Și ca urmare, santitatea, sfințenia locașului lui Dumnezeu este prezentată aici în întregime. Și perdeaua aceea, că perdeaua poate să fie să te separe. Pentru ce să te separe? Că Dumnezeu este prea sfânt? Sau să te apere? Cred că sunt câteva lucruri care ar merita să le discutăm puțin acum. Perdeaua este locul care împarte sau ne anunță apariția Sfințeniei lui Dumnezeu. 1. 2. De asemenea, perdeaua nu e curte, nu e gard. Perdeaua îți dă voie să intri, perdeaua... Cale de trecere? Mulțumesc. E un drum. Ea construiește un drum. De jur împrejurul sanctuarului era gard, nu putea intra. Sanctuarul pregătește o cale, calea cea nouă și vie și sfântă prin care noi trebuie să mergem. Spune mai departe studiul. Ce vreau eu să dezbatem puțin este conceptul de sfințenie pe care îl formează sanctuarul. Sanctuarul formează o sfințenie, un concept foarte ciudat. Vreau să vă întreb, când în momentul în care Moise construiește o curte și n-ai voie să intri înăuntru, de ce n-ai voie să intri în curte? Ce e în curte? Ce e înăuntru, în interior? E locașul lui Dumnezeu. E sfințenie. De asta nu poți să intri. Deci ai sfințenia, oarecum, categoria 1. Apoi Moise mai construiește un sanctuar care de asemenea este o incintă mai specială față de curte. Deci în curte, în locul sfânt, se construiește un sanctuar care de asemenea delimitează o zonă specială. Și aici este o altă perdea care îți dă voie să intri într-un loc mai sfânt decât curtea. Și se numește Sfânta. Și apoi intri în această zonă mai sfântă și găsești un alt loc și mai sfânt, care se numește Sfânta Sfintelor. Și ai de-a face cu, imediat, și ai de-a face cu o progresie în cadrul acesta al sfințirii, un proces. Sfințirea prezentată ca un proces, nu ca o stare. Omul ajunge aici și nu rămâne în același loc, nu rămâne în același fel, ci continuă să
progreseze în procesul acesta. Observați în ce ați făcut dumneavoastră aici, că prima dată a zis că face o gara ca să nu intre poporul. Și mă gândesc un pic că nu e chiar așa. Intră, dar intră într-un anume loc. Nu oricum vrei și da, sigur că da, și acolo deci, este foarte important și omul intră la altarul de jertfă, omul e aici. Mai departe, omul nu mai intră el, pe cât se apropie de Dumnezeu, datorită păcătoșeniei, îl reprezintă cineva. Îl reprezintă preotul. Și așa mai da, departe. Iar da. Sfânta Sfintele este mare preot. Ceea ce am vrut eu să... A fost o schematizare sau o suprasimplificare a procesului, pentru ca să scot în evidență ideea aceasta de sfințenie care este progresivă. Mm-hmm. În viața noastră trebuie să înțelegem acest lucru și anume că noi suntem chemați să creștem în sfințenie. Să creștem în sfințenie și să-L cunoaștem pe Dumnezeu într-un proces continuu. Iar procesul nu este haotic, nu este anarhic, este guvernat de anumite reguli. Nu poți intra în curtea sanctuarului pe oriunde, intri pe poartă. Nu poate intra oricine în sfânta și așa textul mai departe. Textul de memorizat din studiul trecut este așa. Printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Și provocarea este foarte puternică în textul trecut și poate că ne ajută structura sanctuarului. Și anume, cei ce sunt sfințiți sunt făcuți și desăvârșiți în procesul acesta de cunoaștere completă sau progresivă a lui Dumnezeu. Pentru că vă rog să observați, când se intră în sfânta aici, sau nu, pardon, când se intră în curte, aici nu intră niciun păcat. Când se intră în sfânta, nu intră niciun păcat. Când se intră în Sfânta Sfintelor, nu intră niciun om păcătos. Mă refer la om păcătos, chiar dacă slujirea sângelui era de a face cu păcatul. Dar numai puțin. Deci aici n-am de a face cu nici un element păcătos sau niciun om păcătos. Și atunci progresia aceasta de cine e dată? Progresia asta nu este dată de eliminarea păcatului, ci progresia aceasta este dată de descoperirea lui Dumnezeu. Și atunci am de-a face cu Sfânta și cu Sfânta Sfintelor în funcție de cum se descoperă Dumnezeu. Adică cum îl înțeleg eu pe Dumnezeu. Într-un fel îl înțeleg pe Dumnezeu în curte, într-un fel îl înțeleg pe Dumnezeu în Sfânta, într-un fel îl înțeleg pe Dumnezeu în Sfânta Sfintelor. Progresia aceasta al înțelegerii lui Dumnezeu este fascinantă. Scuze-mă, o timp. Vreau să spun, totuși, nu știu exact dacă, ce ați vrut să spuneți că nu intre păcat, pentru că omul când intra cu păcatul. Iertați-mă, am spus, există slujirea sângelui care are de-a face cu păcatul aici. Aha. Cu toate acestea, în curte aici, nu intră niciun om păcătos, nu este lăsat să intre niciun om păcătos decât până la momentul jertfei, până la nivelul altarului. Cu alte cuvinte, aici se produce o sfințenie și aceeași sfințenie din punct de vedere al păcatului, aceeași sfințenie este în curte, aceeași sfințenie este în sfântă, aceeași sfințenie este în Sfânta Sfintelor, din punct de vedere al păcatului. Dar din punct de vedere al cunoașterii lui Dumnezeu, diferența este enormă. Da, dar eu n-am înțeles ce vrei să spui dumneata, de pastor, că sfințenie. Ce vrei să spui prin sfințenie? Vreau să știu cuvântul. Vreau să spun că din punct de vedere al păcatului, sfințenia înseamnă lipsa păcatului și în curte, și în sfânta, și în Sfânta Sfintelor. Am de-a face. Sfințenia este definită ca fiind lipsa păcatului. Cu toate astea, repet pentru a treia oară, din punct de vedere al cunoașterii lui Dumnezeu, există grade de creștere, de dezvoltare și de desăvârșire. Deci revelația e gradată. Nicio problemă, asta înțelegem. Da. Cred că mai rămâne încă puțin problema aceea păcatului în curte. Cu sfințenia mai rămâne, le-am mai discutat noi odată, o lăsăm aici așa, dar mai era o chestie aici. Dar nu, aveți vreo problemă cu faptul că sfințenia înseamnă eliminarea păcatului? Nu. Am o problemă cu, când nu înțelegem corect, fiți sfinți că și eu sunt sfânt. Adică? Ca să spun că eu o să fiu ca Dumnezeu, nu o să fie. Și atunci am mai discutat noi odată ce însemnează cuvântul cadoș. Deci nu lăsăm, dar vreau altceva să spun altceva. Da.
E clar că Sfântul Iisus scrie, iertați-mă, Iisus Hristos este aici în sanctuar și este în ceruri pentru ca să ne dea o neprihănire ca a lui Dumnezeu. Da. Ne dă neprihănirea lui, care este neprihănirea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, omul care este aici va avea neprihănirea lui Dumnezeu fără discuție, și în curte, și în Sfânta, exact, și în Sfânta Sfintelor. Exact, exact. Deci, suntem pe aceeași linie aici. Bă, duceți aminte Corinteni, în Corinteni, numai bazaconii făceau. Da? Știm ce făceau, da. Așa. Și totuși se adresează ca sfinți. Sigur că da. Pentru că ce era procesul în care ne-am angajat, ăsta care îl menționați dumneavoastră. E adevărat, sunt în procesul respectiv. Pe de altă parte, să nu ne imaginăm că sfințenia corintenilor care făceau, cum spui tu, numai bazaconii, asta nu înseamnă că ei făceau bazaconii și Dumnezeu îi vedea sfinți. Nu. Totuși s-a adresat Pavel pe sfinți. E adevărat lucrul ăsta, dar de ce se adresează Pavel lor ca sfinți? Din ce cauză? Pentru că ei se pocăiesc, sunt iertați și ei sunt socotiți sfinți datorită lui Iisus Hristos care e pentru ei, dar nu datorită bazaconilor lor. Dar ei trebuie să renunțe la bazaconile lor. Repet, sfințenia înseamnă eliminarea păcatelor și în curte, și în Sfânta, și în Sfânta Sfintelor. Mulțumesc. Haideți să trecem mai departe. Putem? Mai e chestia cu perdeaua. Observați, în lecțiune mai menționează că afară de perdelele astea, însuși aranjamentul devenea o perdea, că ați menționat dumneavoastră că perdea nu este neapărat o bucată de material sau de ceea, ci este o cale. Prin aranjare, preoții veneau aici și era o perdea între păcători. Deci spuneți că preoții își așezaseră locuința lor în jurul cortului. Așa, și era ca o protecție. Exact, la așa s-a mă refer. Dar ce se întâmplă mai târziu? În ultima predică am menționat ceva interesant, cel puțin pentru mine interesant. Cum oamenii au mers mai departe și au început să facă asta pentru femei, femeile n-au voie aici, neamurile n-au voie aici, handicapații n-au nevoie. Niște perdele care, de fapt, prin felul cum le-au introdus ei, veneau în conflict direct cu planul inițial al lui Dumnezeu ca păcătosul să se apropie de Dumnezeu. Când Hristos n-are nici grec, nici iudeu, nici femeie, nici bărbat. Deci erau... Deci, și de multe ori se întâmplă că noi înșine punem niște perdele de genul acesta într-un fel sau altul. Și mulți se plâng de lucrul acesta. Dar, în fine, asta e alt subiect. E alt subiect. Mulțumesc. Înțelegem rolul perdelei, cred. Înțelegem compartimentele sanctuarului, înțelegem problema de text din Cornilescu. Iar poate o semnificație în plus a perdelei este faptul că Domnul Iisus Hristos spune: eu sunt ușa. Imaginați-vă că acest ansamblu ar fi fost închis complet. N-ar fi slujit nimănui. Ar fi fost sfințenie în interior și păcat în exterior. Omul n-ar fi putut să pătrundă niciodată acolo. Cine face legătura între tronul lui Dumnezeu, locașul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu și casa noastră și lumea noastră? Este Iisus Hristos care e ușa. El face această spărtură în cer ca pământul să aibă acces acolo. Lucrarea Domnului Iisus Hristos din punctul ăsta de vedere este fascinantă. Platon spune la un moment dat că noi suntem sub bariera cunoașterii. Cu alte cuvinte, noi nu avem niciun drept și nicio posibilitate să ajungem să cunoaștem ce e dincolo de limitările noastre. Habar nu avem. Și adevărat. Singura noastră șansă este ca să vină cerul spre noi. Că noi nu avem niciodată șansă să ajungem acolo. Noi ne tot ridicăm, sărim în sus, dăm de tavan și coborâm jos. Asta este singura noastră mișcare pe care o cunoaștem. Sărim în sus, dăm cu capul de tavan și coborâm jos. Și tavanul nu e de sticlă. A venit Iisus Hristos. Și a făcut o spărtură aici.
s-a numit revelația asta și a coborât la noi, a fost poarta prin care cerul a curs către noi. A curs către noi. Și simbolul acesta este poarta, poarta sau ușa sau perdeaua. Doar Iisus Hristos este compatibil cu ambele părți și poate funcționa ca o interfață între cele două părți. Fratele Otinel a descoperit ceva. Nu, mă gândeam că ducem mai departe la partea cealaltă, la miercuri, unde ne spuneți pe calea cea nouă și vie. Da, și am descoperit ceva acolo, că iar traducerea este, nu este după... Înainte ca Otinel să nu fie iară de acord cu traducerea, vreau să mai aduc aici o perlă, mi se pare mie. Dumneavoastră, ați amintit că în jurul sanctuarului, de jur împrejur, erau preoții. Acești preoți trebuiau să aibă grijă ca sanctuarul să nu fie profanat. Sanctuarul să nu, la el să nu ajungă tot felul de obiceiuri și tot ceea ce se întâmpla în tabără. În templul de mai târziu, aici, aproape de tot de Sfânta și Sfânta Sfintelor, s-au construit niște încăperi în care mai târziu au locuit preoții. Preoții, din nou, trebuiau să ducă o viață sfântă și trebuiau să extindă sfințenia aceea și la locuințele lor. Și prin locuințele lor trebuiau să păzească templul. Aici aș vrea să aduc un text. Mai târziu, în Ezechiel, capitolul 43, versetul 7 și 8. Fiul omului. Acesta este locul scaunului meu de domnie, locul unde voi pune talpa picioarelor mele. Aici voi locui veșnic în mijlocul copiilor Israel. Casa lui Israel și împărații lor nu vor mai pângări numele meu cel sfânt prin desfrâul lor, prin trupurile lor, ale împăraților lor, la moartea lor, ca atunci când își puneau, fiți atenți, pragul lor lângă pragul meu, stâlpii lor lângă stâlpii mei, și nu era decât un zid între mine și ei. Așa au pângărit ei numele meu. Prea aproape. Nu era decât un zid de despărțire. Nu era o despărțire mai mare. Ideea este, nu intrați în sfințenia lui Dumnezeu cu secularismul nostru, cu profanul nostru. Lăsați să existe această diferență și haideți să respectăm sfințenia lui Dumnezeu prin postura noastră, prin hainele noastre, prin felul nostru de a fi. Hainele noastre trebuie să semene a Dumnezeu atunci când venim la biserică, când venim în sanctuar. Vorbirea noastră trebuie să semene a Dumnezeu atunci când intrăm în sanctuar. Nu ar trebui să ne permitem ceea ce ne permitem astăzi. Permisivitatea noastră arată că nu știm ce înseamnă sacru. Nu-L cunoaștem pe Iisus Hristos și nu cunoaștem perdeaua. Mulțumesc. Un lucru la care trebuie să ne gândim în mod serios. Deci, calea cea nouă și vie. Da, în engleză, bă, avem calea cea nouă și vie prin perdea. De data aceasta cuvântul apare prin perdea. În engleză nu mai apare în limba română calea cea nouă și vie. Și de ce mi se pare un piculeț că merită să ne uităm? Pentru că de data aceasta perdeaua mi se identifică. Aș menționat-o fratele pastor mai devreme că perdeaua aceasta este Hristos. Și că spune avem intrare slobodă prin sângele lui Iisus în locul preasfânt, perdeaua este egală cu trupul său, cu carnea sa. Îl numește calea cea nouă, care nu este nouă în sine, este nouă doar prin faptul că simbolul și-a întâlnit realitatea. Acum este deschisă. Acum calea este deschisă. Nu mai există o posibilitate să nu se întâmple. S-a întâmplat deja. Doar ca pentru precizare, vreau să vă spun că
Și aici, în versetul 20, pe calea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, textul ebraic este tot ton hagion. Grec. Mulțumesc, grec. Mersi. Tot ton hagion, ca și în 6:19, vei 6:19. Și din nou avem pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdea, adică prin trupul Său. Din nou nu se face trimitere la perdeaua din lăuntru. Mm. Atât, doar pentru precizare. Deci, prin cele sfinte. Da. Ok. Mulțumesc. Calea sfântă sau cerințele pentru ca să fii pe calea sfântă. Pavel are o listă foarte precisă în versetul 21. Scuzați, 22. Poftim. Da. Cred că n-am fost suficient de atent eu și vreau să mă corectez. Okay. Ton hagion înseamnă nu în locul preasfânt, ci în locurile sfinte, așa cum mi-ai făcut observația. Iar când vorbesc de perdeaua din lăuntru, aici este ton... este din nou catapeteazmă ca și în versetul, ca și în capitolul 6:19 și anume ar fi așa, prin sângele Lui Iisus avem o intrare slobodă în locurile sfinte pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdea, adică trupul Său. Nu avem perdeaua din lăuntru, nu se apare termenul din lăuntru și nu avem locul preasfânt, ci avem locurile sfinte. Asta trebuia să spun. Am impresia că aici o să fie ceea ce mă căutați în urmă de vreme și nu-l mai găsisem. În bine, mergeți mai departe și o să vedem dacă unde apare. Aici se pare că este versetul care spuneam preot mare? Avem un mare preot, nu marele preot. Aici este versetul, da. Avem un preot care este mare. Ok, mulțumesc pentru clarificare. Deci, întorcându-ne la versetul 22 din capitolul 10, vă rog să analizați puțin cerințele ce îi se spune omului care dorește să se apropie de casa lui Dumnezeu. Cred că aici este ce a spus fratele pastor mai devreme, a anticipat deja cum te apropii de El. Cu o inimă curată și când noi spunem inimă curată, în general, are de-a face cu conștiința. Știi ce ai de făcut, nu e... Uh-huh. Prin credință, în credere, aici, și până spune, ba chiar spune de fapt aici, stropite, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și trupul spălat cu o apă curată. Deci nu este numai aici, ai persoane care vin la adunare. Avem ambele situații, care se îmbracă frumos și zici că piu, dar cugetul și inimile nu sunt curate. Sau sunt persoane care nu contează cum nică, vin înaintea lui Dumnezeu, te duci cum... Deci este nevoie de o asemănare conformare cerințelor lui Dumnezeu atunci când te apropii cu El. Faptul că avem pe Domnul Iisus Hristos acolo nu înseamnă că ne dă nouă libertatea să fim cum vrem și ce vrem. Mulțumesc. Rezultatul final al umblării pe calea cea nouă este întâlnirea cu Dumnezeu. Textele din Evrei 12 prezintă acest tablou. Vă rog să descrieți puțin cum vedeți această întâlnire, acest deznodământ. Aici se întâmplă ceea ce fusese invitația lui Dumnezeu de luni,
poporul Israel nu s-a putut apropia de muntele Sionului din cauza fricii. Îi era frică. Și din cauza asta au stat departe de munte. Din cauza asta, Dumnezeu, care dorea să le ofere viziunea tronului, n-a putut să le ofere viziunea tronului. Dar în Evrei 12 ni se spune că lucrul ăsta se va întâmpla în biserica lui Nou Testamental. Oamenii sunt chemați înaintea tronului lui Dumnezeu și ei vor sta înaintea tronului lui Dumnezeu, văzându-L pe Dumnezeu în toată splendoarea Lui. Probabil că va trebui să exploatăm foarte mult această tensiune. Să ne dăm seama că este posibil să repetăm oarecum eșecul poporului Israel din vechime. Să te cheme Dumnezeu la el să-l vezi și tu să nu-l vezi. Aici, în Noul Testament, spune: voi v-ați apropiat de munte, aveți pe Iisus mijlocitorul legământului celui nou, voi v-ați apropiat de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel, cât de bine vorbește. Ca pe muntele Sinai, nu-i așa? Ca atunci, la prima chemare. Și e interesant, dacă ne uităm puțin la versetul 22, spune: v-ați apropiat de muntele Sionului, da? O folosește, din nou, ilustrațiile din Vechiul Testament, Israelul, aș spune, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, și pe urmă continuă, de zecile de mii de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Că este un oraș ceresc, că este în Ierusalim, nu este negat de nimeni, dar cred că e mai mult decât atât. Ierusalimul ceresc, orașul păcii, are de-a face cu starea spirituală a poporului Dumnezeu. Versetul 23 continuă și spune: această slavă, exact, se răsfrânge asupra bisericii, biserica celor întâi născuți, scriși în ceruri de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți, și așa mai departe. Mă gândesc că ce diferență zguduitoare, în sens negativ, între gândirea noastră în legătură cu biserica și între modul în care Apostolul Pavel prezintă aici biserica lui Dumnezeu. Zice: biserica celor întâi născuți, scriși în ceruri de Dumnezeu, judecătorul tuturor duhurilor celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți. Wow! Asta e biserica. Eu mă uit că suntem, mă rog, 2-3 membri care mai venim la biserică și așa mai departe, ne apucă dezamăgirea. Uneori venim nepregătiți și destul de, într-o atitudine destul de profană în ceea ce facem noi. Probabil că ar trebui să învățăm foarte mult din această imagine. Și observați cum adunarea îngerilor este pusă împreună cu adunarea pământenilor, sfinților. Mm. Observați acolo? Corect ce spuneți dumneavoastră. Nu știu dacă sunt... Da, sunt persoane care neagă și importanța bisericii. Dar cred că în majoritatea cazurilor nu neagă importanța bisericii, ci ceea ce numești biserică. În Scriptură, biserica e clar, este un popor. Este un popor și aici probabil e puțină divergență, dar în fine, nu e asta. Da, uite, știi, noi suntem chemați la un exercițiu, nu numai de imaginație, dar și de viață practică. Dacă noi facem din biserică doar un exercițiu de imaginație, atunci devenim foarte platonici. Noi avem de-a face cu îngerii și așa mai departe. Și Dumnezeu spune: nu, nu rămâneți la nivelul acesta. Ia încercați să aveți un exercițiu practic. Stai lângă fratele tău care stă lângă tine și tratează-l ca și cum ar fi un mântuit. Uneori este extrem de greu. După o pandemie de 2 ani de zile, aproape 3 ani de zile, în care n-am mai venit la biserică, nu m-am mai întâlnit cu fratele, aproape că nici nu mai simt lipsa.
exercițiul ăsta în care să tratez pe fratele meu ca și cum ar ține de împărăția cerurilor, în ultima vreme a devenit destul de rar ca frecvență. Este pandemia care a cauzat sau este faptul de, și înainte de pandemie, dacă veneam, dacă fratele Ionel venea la adunare, stătea lângă dânsul și s-a întâmplat ceva. Frate Ionel mai vine de o lună la adunare și măcar nu i-am văzut lipsa. Cred că este și. Este și, nu e ori. Este și nepregătirea noastră anterioară, este și evenimentul care a venit după, probabil și lipsa acestui model. Probabil că ne-a lipsit modelul ăsta din minte. De asta spun. Cred că am câștigat dacă am rememora sau am reîmprospăta această imagine în mintea noastră. Iisus Hristos este poarta de reîmprospătare a imaginii noastre în legătură cu biserica cerească și pământească. Am să îndrăznesc să avansez o idee care am mai zis-o și alte date. S-ar putea să fie și, nu știu dacă s-ar putea, cred că cu siguranță, o parte din vina o avem noi, cei care avem slujba aceasta de a conduce într-un anume fel poporul, pentru că la un moment dat, când te adun, scopul unei biserici, unul este să mă întăresc pe mine și pe dumneata, dar scopul celălalt este ca fiecare din trupul lui Hristos să-și facă partea. Mâna să-și facă mână, rugat de mână, picior de picior. La un moment dat, ai numai două, trei persoane în biserică care e și cap și picior și săracii de dimineață până în seara îi nenorocești cu toate. Iar majoritatea vin și stau la biserică și nu cumva trebuie găsită o metodă prin care, domnule, să dai fiecare după darul pe care l-a dat Dumnezeu. E greu, ca nu ca oameni, și eu știu. Frate, e greu, dar asta trebuie făcut. Aș vrea să spun ceva. Este și aici o capcană. În ultima parte a cuvintelor care le-a spus. Să dai oamenilor ceva de făcut. Oamenii așteaptă să fie mânați de oameni. Așa. Dar în Biserica lui Iisus Hristos, oamenii sunt mânați de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, noi va trebui să ne lăsăm mânați de Duhul lui Dumnezeu pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Da. Altfel nimeni nu te poate mâna. Altfel nimeni nu te poate împinge. Aveți dreptate. Că am încercat și eu ce vă spun, ce zic dumneavoastră, am încercat și eu de ani de zile și dacă degeaba, tot până la urmă, tot la un număr mic de persoane în biserică, păi ai calul de bătaie, sau cum se zice în românește. Deci vreau să spun că și mediul profan în business e aceeași situație. Deși ai oameni care sunt plătiți să facă anumite slujbe, nu toți o fac cu aceeași tragere de inimă. Te bucuri foarte mult când găsești un angajat care spune ce aș putea să mai fac. Mai dăm ceva, mai dăm o responsabilitate în plus față de ce am acum. E destul de rar să întâlnești ceva în genul ăsta. Așa că în biserică n-ar trebui neapărat, sau ar trebui să fim surprinși că în biserică nu e mai bine decât în lume, dar așa se întâmplă. Semnalul meu de alarmă în legătură cu toți cei care ne urmăresc acum se referă la faptul că problema este relația cu Duhul Sfânt. Dacă noi nu lucrăm, nu este că cineva nu ne dă de lucru, ci este faptul că acel cineva care ar fi trebuit să ne pună la lucru. Deci problema mea e cu acel cineva, Duhul Sfânt. Și în orice situație, de fapt, dacă nu suntem, aia e problema. Deci dacă nu lucrez, haide să mă întreb, dar eu cu Duhul Sfânt cum stau? Eu cu Dumnezeu, în relația asta, unde mă aflu? Vă mulțumesc. Nu știu dacă mai avem ceva de acoperit, vreun subiect. Dacă nu, am să vă fac o mărturisire. Și probabil că trebuia să vă spun mai spre începutul studiului. Și anume faptul că revizia din 2019 a Bibliei Cornilescu nu mai conține textul perdea dinăuntru și nici Iisus a intrat în locul preasfânt. Frumos! Deci problema este corectată. Dacă doriți, vă citesc exact cum se spune. Deci Evrei 10 sau 9 cu 24. 10 cu 19 spune așadar, fraților, fiindcă avem îndrăzneală să intrăm în sanctuar
prin sângele lui Iisus, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o prin catapeteasmă, adică prin trupul său, și fiindcă avem un preot însemnat pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă sinceră, cu credință deplină, cu inimile curățite de o conștiință vinovată și cu trupurile spălate cu apă curată. Deci un preot însemnat, nu mare preot, da? Și vreți să ne citiți dacă vreți și aș vrea să văd cum sună 9 cu 24. Deci 9 cu 24 spune căci Hristos n-a intrat într-un sanctuar făcut de mâna omului, reprezentarea celui adevărat, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Ați văzut? E altfel. Slavă Domnului! Acum... Iar Evrei 6, pentru ca să completez tabloul... 19. Din când în când mi se aduce aminte că am nevoie de ochelari. Și scrisul e puțin prea mic pe tabletă. Deci, Evrei 6 cu 19, pe care o avem ca ancora a sufletului, neclintită și fermă, care pătrunde dincolo de catapeteasmă, unde a intrat Iisus pentru noi ca înainte mergător, după ce a devenit mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. În concluzie, înțelegerea adventistă a sanctuarului este corectă. Corect. Vă mulțumesc pentru că ați prezentat cazul și fără să depindem neapărat de această corectură târzie. Bineînțeles, după cum spunea pastorul Dăneață, nu-i atribuim lui Dumitru Cornilescu nicio intenție rea. Nu. Suntem recunoscători pentru munca titanică pe care la care s-a angajat să traducă Scriptura în limba poporului. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru participarea din seara aceasta, pentru răbdare, mai ales fratelui Otinel. Ne-am confruntat cu niște probleme tehnice, încercând să facem această înregistrare, dar Dumnezeu ne-a ajutat să trecem cu bine și de data aceasta. Deci, vă mulțumesc și vă așteptăm și în viitor. Amen. Mulțumim și ascultătorilor care ne urmăresc cu atenție. Le dorim binecuvântarea cerului în studiu și în viața lor de zi cu zi. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!